Salut! Bun venit pe canalul nostru de YouTube! Numele meu este Gino, iar astăzi voi prezenta telefonul Qubot Note Plus. Un telefon ce dispune de două camere de 16 megapixeli la un preț accesibil. Și înainte să trecem la unboxing, haideți să aruncăm o privire asupra părții din spate a cutiei, unde regăsim specificațiile principale. Cum ar fi faptul că telefonul beneficiază de un ecran cu o diagonală de 5,2 inch și un panel IPS Full HD. De asemenea, avem un chipset MediaTek MT6735T, ceea ce este un lucru bun, 3 GB memorie RAM, 32 de GB spațiu de stocare, senzor de amprentă, Android 7.0, Wi-Fi, BG și N, Bluetooth 4.0, camera frontală de 16 megapixeli, camera pe spate este din nou 16 megapixeli de la Sony, avem USB Type-C, ceea ce este o adiție foarte bună la un telefon de buget, 4G, bateria are o capacitate de 2800 de mAh și este un telefon dual SIM. Și haideți să-l scoatem și din cutie. Cei de la Qubot, după cum deja ne-au obișnuit, în cutie ne-au inclus, pe lângă accesoriile obișnuite, și o husă de protecție de silicon și o folie preaplicată pe ecran. Din nou, o adiție foarte bună, mai ales în cazul unui telefon nou. De asemenea, avem hârtiuțele lor obișnuite. Telefonul a trecut de testele europene și corespunde în totalitate, de asemenea mai avem și un manual rapid de instrucțiuni. În cutie, pe lângă hârtie, mai avem cablul de încărcare și de transfer date USB Type-C și, evident, încărcătorul. Încărcător ce are o putere de încărcare de 1A. Pe partea din spate avem camera foto principală cu un senzor de 16 megapixeli ce este poziționată alături de blițul LED și de senzorul de amprentă. Întoarcem telefonul și pe partea din față avem blițul LED frontal, earpiece-ul, senzorii pentru luminozitate și proximitate și, evident, camera foto frontală cu un senzor din nou de 16 megapixeli. Ecranul măsoară 5,2 inch în diagonală și este un panel IPS cu o rezoluție de 1920x1080. Sub ecran avem butoanele capacitive, iar pe partea laterală avem butonul on-off împreună cu rockerul de volum. Mufa jack de 3,5 mm este poziționat în partea de sus, iar conectorul USB Type-C este poziționat în partea de jos, alături de cele două grile pentru difuzor. Telefonul Qubot Note Plus rulează sistemul de operare Android 7.0 Nougat, ce nu vine cu modificări aduse de producător, ba chiar dimpotrivă, oferă o experiență foarte apropiată de cea oferită de Google. Telefonul, în testul sintetic AnTuTu, s-a descurcat onorabil și a reușit să scoată scorul de 38.068 de puncte. Telefonul rulează pe un chipset MediaTek MT6737T, ce vine la pachet cu un procesor quad-core ce urcă în frecvență până la 1,5 GHz, un accelerator grafic Mali T720 și 3 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare avem la dispoziție 32 de GB, memorie ce poate fi extinsă prin adăugarea unui card microSD de până la 128 de GB. În concluzie, telefonul Qubot Note Plus este un device ce la un preț accesibil reușește să ofere USB tip-C, senzor de amprentă pe partea din spate, camere foto de 16 megapixeli atât pe spate cât și pe față și un ecran IPS Full HD. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și link-uri utile. Nu uitați să vă abonați în caz în care nu ați făcut-o deja și noi ne vom revedea cât de curând. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă. La revedere!